Ziua, dragi prieteni din Fecioară, haideți să vedem la Fecioară pentru săptămâna viitoare în Zarul. Am avut ceva probleme cu videourile. O să le pun iarăși. O să le fac din nou pentru luna august. Să-mi spuneți ce vreți să vedeți la femeia pe zodii, pentru că să fac la fel sau cu bărbatul blond brunet sau o să fac doar așa. Și o să mai fac încă o dată toate. Am aștept 3 interactive și vă rog să-mi spuneți dacă vreți să le refac, cei care nu le-ați văzut. Oricum o să mai facem interactive, nu-i nicio problemă. Așa. De ce am pus mai multe undeva? Să știți că persoana aia care a plecat și care v-a supărat în halul ăsta, o să vă caute, o să comunice, vă urmărește, dar vrea să vă supere. Persoana asta vrea să vă supere. Unii aveți o bază solidă, deci sunteți căsătoriți cu cineva și suferiți după altcineva. Și acea persoană, altcineva, după care suferiți, vă caută. Chiar dacă a plecat, arată că o să comunicați și o să vă caute. Așa, hai să vedem. Da, da. Vă caută, să știți. Acea persoană vă caută. Multă ceartă ați avut, multe neînțelegeri. Această persoană poate este infidelă, dar să știți că sunteți suflete pereche. Sunteți suflete pereche și veți fi împreună. Orice ar fi sau oricare ar fi situația acum. Nu zic că nu vă certați sau că va fi doar... uite... că va fi doar bine, dar veți avea mare bucurie, mare bucurie în această relație sau în ce vreți dumneavoastră. O să vă meargă foarte bine în dragoste. Acum nu, acum este, uite, când sunteți tristă, când sunteți bine, când nu sunteți bine cu o persoană. Cel puțin eu asta văd. Dar primiți vești. Va fi bine, nu știu dacă în săptămâna viitoare, dar sunteți oricum suflete pereche. Sunteți destinați unul celuilalt. Cam asta a fost pentru Fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.